ceremonialul militar și religios, urmat de aruncarea crucii de flori în apele Dunării, precum și de parada navelor flotilei fluviale și a navelor civile, au marcat punctul culminant din punct de vedere simbolic și spiritual al manifestărilor dedicate Zilei Marinei la Galați. Crucea de flori este un omagiu pe care comunitatea îl aduce în amintirea marinarilor dispăruți, dar și un gest de binecuvântare a apelor Dunării și a tuturor celor care viețuiesc pe malul fluviului. De altfel, nu trebuie uitat că, deloc întâmplător, Ziua Marinei este sărbătorită de Ziua Sfintei Marii, una dintre cele mai mari sărbători ale creștinătății. Înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, însoțit de reprezentanți ai autorităților administrației publice, dar și de reprezentanți ai marinei militare, au purtat crucea de flori prin mijlocul mulțimii, mii de gălățeni fiind prezenți pentru a asista la eveniment. Cu ajutorul unei șalupe, crucea a fost purtată până în mijlocul Dunării, acolo fiind eliberată în apele fluviului, iar înalt preasfințitul Casian i-a binecuvântat pe toți cei prezenți. La fel de așteptat a fost și momentul paradei navelor militare și civile. Două vedete ale flotilei fluviale au deschis reprezentația, fiind incluse și o serie de exerciții de luptă. Chiar dacă a fost folosită muniție de manevră, exercițiile nu și-au pierdut din spectaculozitate, spre încântarea publicului. Din seria de ambarcațiuni civile care au participat la defilare, s-au numărat navele unor instituții publice sau companii a căror activitate este legată într-un fel sau altul de Dunăre, precum Poliția de Frontieră, AFDJ și APD Megalați sau Navrom. Fiecare navă a fost întâmpinată cu aplauze, semn că, la Galați, marinăria înseamnă deopotrivă respect și admirație pentru cei care, zi de zi, își împletesc viața cu apele Dunării.